Începe modernizarea centrelor de GASPC. Consiliul Județean a anunțat joi semnarea a 3 contracte pentru construcția de case de tip familial și a unor centre de zi pentru copiii instituționalizați. În plus, vor fi amenajate și centre de tratamenturi de consiliere pentru părinții copiilor cu probleme. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 14 milioane de lei. Banii provin din fonduri europene. De beneficiile acestor servicii se vor bucura aproximativ 50 de copii instituționalizați în centre de plasament la momentul de față, iar lucrările sunt programate să se finalizeze la sfârșitul anului viitor. Primul dintre cele 3 contracte a fost semnat la finele anului trecut și are o valoare de peste 4,7 milioane de lei. Prin implementarea acestuia se dorește creșterea calității vieții copiilor aflați acum în centrul de plasament de la Orlat și prevenirea separării copiilor de familiile lor. Proiectul prevede realizarea a 2 case de tip familial în zona spitalului de pe strada Bagdazar. În cadrul aceluiași proiect va fi amenajat și un centru destinat beneficiarilor aflați în sistemul de protecție socială. Este vorba despre un centru de zi pentru consiliere și sprijin în care nu vor fi introduși doar copiii, ci și părinții acestora. Aceasta va funcționa în clădirea de pe bastionului în incinta complexului Prichindelul. Se va construi o casă de tip duplex pe strada Bagdazar, în curtea spitalului de psihiatrie. Va fi un acces complet separat prin stradă, cu împrejmuire cu tot, va fi o casă cu, sau două case cu două curți, într-un loc chiar cu multă verdeață și tot ce trebuie, iar căsuța de pentru copiii, sau căsuțele, duplexul, care e și pentru copiii cu dizabilități, cu standardele sociale sunt mult mai complexe decât pentru copiii fără dizabilități. Căsuța este mult mai mare, cu accesibilizări, cu tot felul de interior și așa mai departe. Și va fi o căsuță, îi spunem căsuță ca să fie familial, dar e dita mai construcția, de fapt. Așa, un duplex pe drumul 8. E adevărat, cum spunea și doamna director, extrem de complicat. Acestea sunt niște terenuri identificate prin eforturile Consiliului Județean, din patrimoniul Consiliului Județean, pentru că cel mai important și mai important e să facem niște căsuțe pentru copii și copiii, dacă tot trebuie să se simtă ca în familie, trebuie să fie și în comunitate. Degeaba îi ducem la marginea vreunei comune sau de parc undeva, să îi facem tot ce putem să îi integrăm. Și cred că e important de ținut minte că sunt aproape 15 milioane de lei aduși în sistemul de asistență socială, pentru care oricum anual Consiliul Județean alocă spre 100 de milioane pentru funcționarea asistenței. Pentru cel de-al doilea proiect, contractul a fost semnat în luna februarie a acestui an și prin implementarea lui se are în vedere asigurarea unui climat familial pentru copiii aflați în centrul de plasament Prichindelul. Valoarea contractului este de peste 4,3 milioane de lei. Cu acești bani vor fi amenajate încă 2 căsuțe de tip familial într-o construcție existentă pe drumul Ocnei din municipiul Sibiu. Și aici vor beneficia de servicii de înaltă calitate 24 de copii, de această dată cu dizabilități. Cel de-al treilea contract are o valoare de aproape 4,8 milioane de lei. A fost semnat chiar luna aceasta și are în vedere realizarea unui centru de zi pentru copiii cu dizabilități. În acest centru ar urma să se ofere servicii de recuperare. Acesta va fi amenajat în pavilionul 1 de la centrul Prichindelul. Centrul va oferi servicii pentru 74 de copii, dintre care 24 vor fi beneficiarii căsuțelor de tip familial de pe drumul Ocnei, iar restul locurilor vor fi destinate beneficiarilor din comunitate. Ceea ce este important de menționat este faptul că aici vor beneficia de sprijin pentru recuperare copii cu tulburări din spectrul autist, copii cu dizabilități mentale, psihice, locomotorii sau asociate. Activitățile centrului vor include, pe lângă activități de recreere, de petrecerea timpului liber, de consiliere psihologică ori psihoterapie și servicii de recuperare prin kinetoterapie și masaj, balneoterapie, logopedie, ergoterapie și stimulare multisenzorială. Licitațiile pentru aceste obiective de investiții
investiții au fost deja lansate, însă până acum, cel puțin în ceea ce privește amenajarea de case de tip familial pe Bagdazar și amenajarea centrului de zi de pe Bastionului, nu s-a prezentat nicio firmă. Reprezentanții Consiliului Județean fac apel la firme să își încerce norocul și să dea dovadă de seriozitate în realizarea proiectelor, pentru că de ele va beneficia întreaga comunitate sibiană. Noi singuri nu o să putem să le ducem la bun sfârșit. Dacă nu vom avea constructori buni și constructori dornici să facă treabă, cu siguranță nu le vom finaliza până în decembrie 2023. Prin urmare, fac un apel către constructori să participe la licitație și să facem împreună ceva frumos pentru comunitate. Acestea nu sunt singurele proiecte de acest gen pe care administrația județeană dorește să le implementeze în județ. Alte proiecte pentru construcția de case de tip familial sunt deja depuse și sunt în analiză pentru finanțare. Se dorește ca în următorii 5 ani să fie construite în total 9 astfel de locații de care să beneficieze copiii instituționalizați. În doar 24 de ore, polițiștii rutieri au întocmit 3 dosare penale, în 2 dintre cazuri este vorba despre alcool la volan. În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au constatat 3 infracțiuni la regimul circulației, prima dintre ele vizând un șofer în vârstă de 20 de ani din Apoldu de Sus, depistat pe drumul național 1 în orașul Miercurea Sibiului, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat. Celelalte 2 infracțiuni au vizat conducerea sub influența alcoolului. În Șura Mică, polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină pe drumul județean 106B, unde o mașină a intrat în coliziune cu un mini-excavator condus regulamentar. La fața locului, oamenii legii au constatat că șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 34 de ani, consumase alcool înainte de a urca la volan. În cazul său, etilotestul indicând o valoare de 0,88 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. După ce a fost însoțit la spital pentru recoltarea de probe biologice, bărbatului i-a fost întocmit dosar penal. Tot cu dosar penal s-a ales și un târnăvean în vârstă de 20 de ani prins pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu la volan cu o alcoolemie de 0,64. Atenție șoferi, începând din această noapte se închide pe tronsoane strada Maramureșului. Aici se intervine după frezare pentru așternerea unui nou covor asfaltic. Același tip de lucrări vor avea loc și pe strada Cristianului. Pe strada Maramureșului și Cristian începe turnarea noului strat de asfalt. Astfel, șoferii sunt sfătuiți să evite zona pentru că vor fi închideri de trafic temporare. Se pot alege rute ocolitoare în funcție de direcția de deplasare. Pentru a nu afecta traficul, lucrările se vor face pe timp de noapte. Se va interveni cu 2 echipe pe tronsoane scurte, însă acolo unde vor avea loc efectiv asfaltările, porțiunea de stradă va fi închisă complet. În noaptea dinspre 7 spre 8 aprilie se va interveni începând cu ora 22 pe tronsonul dintre șoseaua Alba Iulia și strada Dimitrie Cantemir. În noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, drumarii, tot începând cu ora 22, vor închide circulația pe strada Cristian, între sensul giratoriu de pe calea Poplăcii și strada Profesor Aurel Popa. Asfaltările în această zonă se vor încheia cel mai probabil în primele zile ale săptămânii viitoare, după care drumarii se vor muta pe strada Mihail Cogălnicianu. Pompierii sibieni au intervenit de urgență ieri pe bulevardul Mihai Viteazu după ce un sibian a anunțat la 112 că de pe unul din blocuri se vede o dâră de fum. Salvatorii au ajuns la fața locului cu o mașină dotată cu automacara, un echipaj de descarcerare și un echipaj smurd. Din fericire, în zonă nu a fost descoperit niciun risc de incendiu. Pentru a-și dovedi spusele, însă cel care a făcut apelul la 112 le-a arătat pompierilor un filmuleț în care se vedea puțin fum sau abur deasupra blocului, însă de la distanță nu se putea ști cu exact dacă acolo chiar poate fi vorba despre un incendiu. În urma unui apel pe numărul de urgență 112, venit din partea unui cetățean care a observat degajarea unui fum dens provenit de pe acoperișul unui bloc situat pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu, pompierii militari sibieni s-au mobilizat de urgență la fața locului cu 3 autospeciale de stingere, dintre care o autoscară, un echipaj de scarcerare și un echipaj smurd. Odată ajunse la fața locului, forțele au efectuat prompt o verificare și recunoaștere amănunțită a zonei, nefiind identificat niciun incendiu.